cu nouă victorii și un nou gol pentru tine. Cum a fost în acest meci? Seara. A fost un meci foarte greu, cu două reprize total diferite. Prima repriză nu am arătat foarte bine. Le-am dat ocazia să vină peste noi. Repriza a doua am intrat foarte bine și eu zic că am meritat din plin să câștigăm. Glumim puțin. Două reprize secunde care le veniți la 0-0. Da, am discutat, știam acest lucru că dacă nu vom muncim unul pentru celălalt, ne va fi foarte greu, mai ales că aveam unul în plus. Am știut acest lucru și ne bucură că am muncit mai mult unul pentru altul și am câștigat. Dar ce se întâmplă? Că după pauză sunteți altă echipă, practic. Așa pare. Noi ne dorim la începutul meciului să arătăm așa. Din păcate, prima reviză nu arată foarte bine. Adversarul stă foarte, foarte grupat, foarte strâns și nu ne dă foarte multe spații. În a doua repriză încearcă să iasă la joc și cu siguranță ne dă mult mai multe spații și atunci putem să arătăm ce putem. Fane, care e și secretul formei tare? 6 meciuri, 6 goluri, ce din ce în ce mai mult să marchezi, să obișnuiești cu... Da, secretul nu e să niciunul. Încerc să muncesc cât mai mult. Perioada asta am muncit foarte mult, am făcut un cantonament foarte bun. Mi-a lipsit să fac un cantonament cu băieții, nu făcusem niciun cantonament cu băieții timp de 2 ani. A fost accidentat și mi-a fost foarte, foarte dificil să duc la forma aceasta. Mă bucur că acum sunt sănătos și cum la meci o să vedeți că o să arăt din ce în ce mai bine. Și mă că acum e cea mai bună perioadă ta? Eu știu că pot mult mai mult și de asta am acest. Până acum este, da, o perioadă foarte bună pentru mine, dar știu că pot mult mai mult să mă ajută și oamenii ăștia. Să vă arăt că pot să fac asta cu masca. Asta e soluția. Foarte mult cu masca. Dar toată lumea zice că cu masca încep să spun și să mai bine. Nu știu dacă din cauza ce mă folosiți. Eu încerc cu masca să fiecare zi mai mult și fac multe lucruri ca să am formă acesta. Dar te-ai gândit să o porți și în continuare chiar dacă nu mai e nimic? Da, domnul doctor Samantis chiar mi-a sugerat să o port în continuare. O să mă gândesc la acest lucru, poate cine știe. E mai bine așa. Am vedere că dai vorbim. Momentan este atât de vreme. Dar câteva meciuri foarte, foarte bune. Ca să ajungi acolo să trebuie mai multă continuitate. Ce ar însemna pentru tine să marchezi contra de mâine la antrenamentul ăsta. Să încerc să mă pregătesc și cu siguranță la mijlocul ce se vreau să vedeți că o să arăt foarte bine și echipa va arăta foarte bine și vom câștiga. Mulțumesc!